Da? Cam așa arde, fără coș deloc. E normal să scoată fum pentru că nu are tirajul necesar și normal trebuie să ajungă la temperatura respectivă. Deci chiar și așa, din câte vedeți, trage foarte, foarte, foarte bine. Voi ce ziceți? Haideți să închid clapeta. Așa. Și să deschid gura de alimentare. Da, normal. Sigur că iese fum. Ar fi culmea. Ar fi culmea. Dar dacă las doar clapeta deschisă, nu scoate fum absolut deloc. A transpirat puțin sticla. Nu știu, e pe interior sau pe exterior. Este pe interior, a transpirat un pic. E normal. Măi, oameni buni, vă spun sincer, și eu sunt așa un pic uimit. Uitați-vă. Își face propriul ei tiraj. Urcă fumul și coboară, după care iese afară. La această sobă evacuarea este pe 200 de milimetri. Arde foarte bine. Acum nu vă așteptați să încălzească apa. S-a făcut doar așa un pic de foc ca să vedem mai mult ambientul. Nici nu este indicat. Da, acum s-a încălzit și începe să tragă. Grozav. Trage de se stinge focul în interior. Hai de mine. Am pus câteva așchi de brad. Nu multe. Dacă închid gura de alimentare, arde mult mai bine. Foarte frumos. Voi ce ziceți? O priveliște extraordinară. Bineînțeles că sticla nici măcar nu s-a încălzit încă. Foarte puțin. Foarte fain. Deci, imaginați-vă cum va merge cu coș de fum. Dacă așa merge. Este necesar un coș de fum minim de 5,5 metri pentru a evita turbulențele și rezultatul va fi garantat.